Jurnalista a intentat o plângere împotriva acestora prin care îi acuză de rele tratamente aplicate minorului și sechestrare. După decesul omului de afaceri, pe 12 noiembrie 2024, Adriana Bahmuțianu nu a fost lăsată să-și vadă și să-și ia băieții acasă. Jurnalista îi acuză pe cei doi frați mai mari ai minorilor că îi influențează pe cei mici la mijloc, fiind vorba despre succesiunea pentru averea pe care prigoana a lăsat-o în urmă. Miza era să deschidă ei succesiunea, nu eu. Pentru că în felul acesta s-au gândit ei că ar putea să-i reprezinte pe minori în fața notarului și să devină administratorii a ceea ce a mai rămas de pe urma lui Silviu Prigoană. Nu ar fi riscat niciun notar, dar avocatul i-a învățat prost. Notarul nu s-ar fi riscat, dar avocatul le-a spus inclusiv copiilor și m-au sunat copiii și mi-au spus: vreau să ne reprezinte la notar frații mai mari, nu tu, a spus vedeta. N-am avut vizite, ne-am întâlnit doar la Gasepec. Copiii sunt alienați, din păcate, sunt spălați pe creier de acești frați mai mari și de avocat, le bag în cap tot felul de lucruri despre mine, că sunt o persoană îngrozitoare. Eu am semnalat un abuz, care se continuă cu concursul autorităților de la sectorul 3. Nu doresc să discute cu mine, nere băieții mai mari ai lui Silviu Prigoană, nu vor să mă primească în casă. Adriana Bahmuțianu a aflat de la directorul școlii unde Eduard, băiatul cel mic pe care îl are cu Silviu Prigoană, că acesta ar fi accesat mai multe site-uri care oferă informații despre sinucidere. Jurnalista a mărturisit că: eu nu cred că a fost o glumă. Băiatul meu și anul trecut a făcut o inovație în sistemul de computerizare a școlii, dar nu a accesat asemenea site-uri cât a stat la mine. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.